Salutare, bine v-am găsit la un prim clip de tip review de pe acest canal. După cum vedeți și în titlu, astăzi o să ne uităm puțin la Huawei MateView GT, monitor cu care aceștia marchează intrarea pe un nou segment de piață, cel de gaming. Monitorul vine în cutia alături de un stand, un adaptor de alimentare USB-C de 65V, cablu DisplayPort, ghid rapid de utilizare pe care oricum nu o să-l citim niciodată și un card de garanție. Pentru conectivitate, acesta vine cu un port USB-C numai pentru alimentare, un port HDMI 2.0 și DisplayPort pentru a putea utiliza cei 165 Hz. Acest monitor are o rată ridicată de refresh de 165 Hz, ultra curbat de 27 de inci, cu un raport de aspect de 16:9 și o rezoluție a ecranului de 2560x1440. Cu o rază de curbură de 1500, ecranul se poate adapta tuturor jocurilor și filmelor pentru a oferi o experiență de divertisment captivantă pentru toți utilizatorii. Monitorul suportă luminozitate ridicată de 350 nits, un raport de contrast 4000:1 și imagistică HDR10 cu rază dinamică ridicată pentru a duce la viață fiecare detaliu și a face conținutul mult mai realist. La baza monitorului avem butonul de pornire care în același timp funcționează și ca buton de joystick pentru a accesa meniul. Dacă e prima dată când aveți un monitor cu mai mult de 60 de Hz, asigurați-vă că îl setați pe 165 din setările plăcii video. Deși FreeSync nu este ceva ce recomandă în Counter-Strike, în alte jocuri lipsa FPS-urilor poate crea acest fenomen numit stuttering, care vă dă senzația că monitorul agață pe locuri. Așa că pentru a-l activa, trebuie să țineți apăsat pe butonul de start al monitorului și după aproximativ 8 secunde o să apară opțiunea de FreeSync Premium. Personal, ce-mi place foarte mult la un monitor extra-wide este că îți mărește field view-ul în jocuri și, pe lângă asta, pe mine mă ajută foarte mult atunci când lucrez la un clip. În aceeași temă, acest monitor are 100% standard RGB, care pentru coloriști, cei care lucrează în cinematografie și publicitate, acest lucru poate fi extrem de util. Iar pentru înțelesul tuturor ce înseamnă sRGB, culoarea pe care o vezi pe monitor o să fie exact culoarea de pe print. Bun, și hai să trecem la ce vă interesează de fapt. Ce oferă acest monitor gamerilor? Pe lângă rata ridicată de refresh, monitorul vine cu o funcție de a ajusta luminozitatea în zone de lumină redusă, o chestie drăguță pentru jucătorii de Counter-Strike, puteți adăuga o țintă pe ecran dacă vreți pur și simplu să mergeți să trageți doar low scopuri, iar evident low blue light care ajută la reducerea oboselii ochilor. Păreri de final, monitoarele Huawei MateView GT oferă o performanță excelentă atât în jocuri cât și pentru divertisment, având un design cool și o calitate a imaginilor superioară. Le mulțumesc celor de la Huawei pentru ocazia de a face review la acest monitor și vă invit să vă lăsați părerea acolo jos în comentarii.